Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara continuă dotarea unităților de învățământ din județ cu dispozitive IT. Printr-un program național, peste 1000 de laptopuri au fost distribuite elevilor pentru a-și putea susține lecțiile online. În total, până la jumătatea lunii aprilie, în județ vor intra 1704 dispozitive IT. Este vorba de proiectul ROZE, deci programul național, în care în județul Hunedoara au intrat 1704 laptopuri, în prima tranșă 1064, urmând ca cea de-a doua să vină spre jumătatea lunii aprilie. Deci continuăm această activitate de dotare a unităților de învățământ cu echipament IT. La nivel județean, 31 de unități de învățământ au fost eligibile pentru proiectul ROZE.